dezvoltăm partidul, ne luptăm cu toată banda aceasta. Și credeți că activitatea unui partid trebuie să se limiteze numai la Parlament? Parlamentul, asta e o tribună a partidului. Și eu nu spun că e o tribună nu importantă, e o tribună foarte importantă. Pentru că dacă nu ne închis nitul de mai mult de 10 ani de zile, uitați-vă și aici, scrie Dodon, noi cu Plahatniuc, Plahatniuc, noi cu Dodon, că democrație cu socialiști, vrăghi, na smerți. Dar trei canale de televiziune al lui Dodon lucrează și lucrează. Ușor au deschis două sau trei canale de televiziune. Aceștia au vreo 7 sau cât, controlează toată medine, suprafața aceasta mediatică a țării noastre, dar noi cu un canal NIT, 4 ani, din 10 ani, 4 ani suntem în curte drepturi omul, așa numite, cum spune Vițăn, Samui Gumane Sud Miri, și până acum nu ajunge rândul ca noi să primim rezultat. Suntem închiși, televiziunea NIT a fost închis corect sau nu corect? Da. Deci e tribuna Parlamentului, este tribuna pentru politică. Dar și fără Parlament poate de făcut, încă și mai bine, pentru că aici la noi dăm să descătușează tot. Limitele toate de răbdare și de compromis și de... Câteodată încă știți, cum spun moldovene, oarecum. Acum dăm să termină toate aceste limite. Gata, s-au pus cruce de pe 24. Aici, eu vă spun încă o dată, ori răscoală, ori pobedă, ori luptă după pobedă. Alte înșiri din situație noi.